Viața nu ar trebui să fie o călătorie înspre moarte, făcută cu gândul de a ajunge acolo în siguranță, într-un corp arătos și bine conservat. Ci ar trebui să pornești la drum, demarând în trombă, și să ajungi la linia de sosire, epuizat, plăguit și strigând cât te ține gura. Wow, ce mai cursă! Este cea mai măreață călătorie ce o vei avea, iar la sfârșit te vei uita în urmă și îți vei da seama că nu există niciun scop final, că nu este un premiu de câștigat, că viața este un dans continuu, al cărui scop nu este ca tu să ajungi la un anumit loc pe podea, ci ca să te bucuri de fiecare mișcare. Lumea este o oglindă. Ea oferă înapoi, pentru fiecare ființă, o reflectare fidelă a propriilor sale gânduri. Trăim într-o lume creată de propriile noastre gânduri. Această realitate este iluzia noastră. Nu există nimic real, este creația imaginației noastre. Dacă vrem să schimbăm această iluzie, trebuie să schimbăm lumea. Dacă vrem să schimbăm lumea, putem începe cu schimbarea fiecăruia din noi. Acest univers este o capodoperă a abundenței, iar noi suntem creatori, artiști. Stăpânește-ți mintea sau te va stăpâni ea pe tine. Nu are rost să trăiești pentru viitor, dacă nu știi cum să trăiești acum. Acest moment este tot ceea ce ai, pentru că fericirea nu este o destinație, ci un mod de viață. Nu este un alt loc decât acest loc. Nu este pentru o altă oră decât această oră. Puterea de a crea un viitor mai bun este conținută în momentul prezent. Tu creezi un viitor mai bun, creând un prezent bun. Așa că nu-ți faci griji, nu te plânge. Accepte lucrurile așa cum sunt. Lasă lucrurile să meargă. Fă prezentul ca să se concentreze asupra vieții tale. They come back to us and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. Nu lăsa mintea să preia control. Gândește simplu, trăiește simplu. Nu există nimic în această lume care să vă tulbure la fel de mult ca și gândul. Gândirea intensă este o utilizare greșită a imaginației tale. Ea va crea probleme care nici nu existau. Nu te îngrijora, nu te stresa. Și nu în ultimul rând, amintește-ți că viața poate fi înțeleasă doar înapoi, dar trebuie să fie trăită înainte. Nimeni nu a spus că va fi ușor. Ai încredere în univers, declară învingător. Această călătorie este numai și numai a ta. Ai încredere.